Matematica, proba de foc de la evaluarea națională, le-a făcut o surpriză plăcută elevilor. Varianta extrasă a fost cea cu numărul 7, iar elevii au avut la dispoziție două ore pentru a răspunde cerințelor. Primele rezultate vor fi afișate vineri 26 iunie. La algebră au avut de făcut câteva calcule simple, de rezolvat o funcție, dar și o expresie matematică. În ceea ce privește partea de geometrie, au primit o problemă cu un dreptunghi, dar și una cu piramidă. Acesta din din urmă ar fi trebuit să fie subiectul de departajare, adică puțin mai dificil, însă copiii, dar și profesorii spun că a fost destul de simplu. Dacă este așa sau nu, vom vedea când vor primi rezultatele. Evaluarea are o pondere de 75% din media de admitere la liceu, 25% revine mediei din anii 5-8. La nivel național, examenul de astăzi s-a desfășurat în 4050 de centre, iar lucrările vor fi corectate în 254 de centre.